Temperaturi ridicate, un local nesupravegheat sanitar veterinar, alimente neverificate. Toate acestea pot transforma o petrecere organizată la un restaurant într-un adevărat coșmar pentru consumatori. Tocmai de aceea, inspectorii sanitari veterinari au decis că trebuie să aibă un control mai strict asupra preparatelor și modului de servire din fiecare restaurant din județ. Pentru că nu le pot controla pe toate într-un timp scurt, au gândit un program ce presupune obligații în plus pentru organizatori. S-a dispus măsura monitorizării tuturor evenimentelor organizate pe parcursul întregului an de către toate unitățile de alimentație publică din județ, prin raportarea fiecărui eveniment înainte de desfășurare, în care sunt specificate anumite aspecte, data evenimentului, numărul persoanelor participante, numărul personalului angajat pentru eveniment, materiile prime utilizate la prepararea meniului și originea acestora, organizatorilor, revenindu-le obligația de a face dovada salubrității prin autocontrol. Măsura este în vigoare, iar localurile organizatoare de evenimente sunt nevoite să o respecte, așa că înainte să servească meniul festiv, trebuie să demonstreze că au folosit ingrediente sigure, iar produsul final a fost gătit în condiții de igienă. În acest sens, probe din fiecare fel de mâncare servit vor ajunge obligatoriu la analize. Deja se transmit notificări, colegii noștri, medici veterinari de la circumscripțiile sanitare veterinare merg acolo în verificare înainte de desfășurarea evenimentului și, cum am precizat, cei care organizează evenimentele prelevează și probe în cadrul programelor de autocontrol. Până acum, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare au verificat 10 de localuri și au aplicat sancțiuni acolo unde condițiile de igienă au lăsat de dorit. În această perioadă au fost controlate și evaluate un număr de 30 de unități de alimentație publică, restaurante, braserii, fast food-uri, pizzerii. Ca urmare a abaterilor de la normele sanitare veterinare depistate, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale conform HG 984/2005, în valoare totală de 1.200 de lei pentru manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare. Verificările s-au intensificat și la celelalte localuri de alimentație publică odată cu instalarea temperaturilor ridicate. Inspectorii vor să se asigure că alimentele sunt depozitate corespunzător, că spațiile de lucru sunt curate și materia primă provine dintr-o sursă sigură pentru consum.